Gata? Bun, deci o să te arăt astăzi cum instalăm o cameră video de la Tenda, care azi pe 9-11 e la un preț de 100 de lei aproape. Eu vreau să o testez și o să fac și o comparație, cred, cu cealaltă de la Tapo. O altă cameră, ambele sunt cu Wi-Fi. Există câteva mici diferențe între ele, dar, de exemplu, asta e mai bună la rezoluție, are o rezoluție de 3 megapixel, asta are o rezoluție de 1 megapixel, e HD. Ok, asta, cu asta vine ea cu tine. Uite și specificații, sau o găsești de aici pe site. Bun. Da, e suportul cu care poți să prinzi o perete, un articol de ghidare, niște opțiuni, și camera și un încărcător. Bun, cum o configurăm? Ori poți să descarci după magazin Play. Din mai aproape. Aplicația lor, scanând cod QR sau cauci, te duci să o instalăm și după o să o configurăm. Da? Da, ok. Așa, îi adaugi un card. Eu am adăugat un card normal. Nu mai știu ce viteză sau ce clasă e asta, dar nu contează foarte mult. Bun, îl adaugi foarte simplu așa aici. Așa. Asta e un buton de reset când vrei să o reconfigurezi. Dar momentan e bine cu setările de fabrică. Hai să vedem. Deschidem aplicația. Câteva detalii de început. Ok. Să registrezi în funcție. Nu permiteți. Nu permiteți. Permiteți. O să vă ceară un număr de telefon. O să dau eu aici. Așa, după ce deschizi aplicația, o să și te loghezi, îți faci cont. Ca să-ți faci cont, îți trebuie un număr de telefon și un e-mail. Bun. O să conectez acum și... Camera. Ok, când o să o conectez prima dată, ia, o să vezi că o să-ți și spună ceva și ar trebui și o să fac mișcările complete de rotație și sus-jos și de rotație. Bun, între timp, ca să adăugăm device-ul, trebuie să permitem cu ei. Okay. Please use cheat seed app to configure the device. Waiting for connection. Așa, am permis să folosească camera pentru că sub ea avem un QR code. QR code e unic. O să identifice camera. Ok. Iar aici zice că LED-ul albastru ar trebui, pardon, am închis telefonul, ar trebui să se aprinde intermitent albastru. Aici trebuie să ne conectăm la Wi-Fi. Ok.
După ce am băgat parola de la Wi-Fi, îți apare un QR code pe ecran și tu trebuie cumva să îndrepți camera către QR code și să-i modifici distanța față de cameră până când o să vadă el QR code-ul, până când o să fie un focus, o rezoluție bună ca să poată să citească QR code-ul. Asta poate să dureze câteva minute, așa că ai un pic de răbdare. Am băgat din nou parola la Wi-Fi și acum încerc să... fac să citească QR code-ul ăsta. Router connection succeeded. Ok. După care o să apăsăm. Că am auzit că s-a conectat cu succes la Wi-Fi. O să selectăm și le denumim camera. Camera 1. Ok. Și acum a apărut. Așteptăm puțin și deja camera funcționează cum trebuie. Ok. Acum o să vă mai arăt un pic în aplicație. Aici avem setările. Când apare aici nouă versiune de firmware, asta înseamnă că îi poți face și upgrade de soft, poate are un soft mai nou, poate alte funcții momentane nu o să-i fac, nu mă interesează. Setările pentru Wi-Fi, informații dispozitiv. Bun, dacă vrei poți să-i faci cont de cloud. Aici o să setez să înregistreze toată ziua. Așa, poți să-i dai formatare la card, alarmă aici, dacă se trimită alarme în funcție de alarm type, la detectare de mișcare sau la detectare umană, asta o să le testez și revin cu alte informații. Astea sunt restul alarmelor, setărilor de alarme pe care le poți modifica. Aici setări de patrulare, asta înseamnă că după ce selectezi asta, odată și activat, o să dezactivează singură după 4 ore de patrulă. Asta înseamnă să 360 de grade o să se miște în continuu, așa ca și cum ar fi patru la o zonă, o arie de 360 de grade. Ok, în continuare. Dacă vrei să-i modifici, dacă o să montezi camera invers, o să trebuiască să îi modifici imaginea, să-i întorci și inversezi cum arată imaginea. Dacă vrei să îți rămână LED-ul ăsta albastru aprins, să-l stingi, în cazul în care nu vrei să se vadă. Device on,
Nu știu ce înseamnă. A, probabil că dacă vrei să oprești camera, da, din aplicație când nu ești acasă sau când vrei să ți înregistreze și timpul în funcție de zona unde ești. Astea sunt setările, deci în aplicație poți să apeși pe ăsta pe microfon și să vorbești și o să și auzi, o să și vorbești pe difuzorul ăsta care are și microfon. La playback aici vezi înregistrările după card. De aici o miști. Ok. Poți să adaugi locație, astea nu știu exact ce sunt, cu sunet sau fără. Și cam asta ar fi calitatea. O să adaug și un video, de aici poți să-i selectezi și rezoluția, dacă vrei să-ți scrii pe auto. HD e cea mai bună rezoluție și fluent e mai slab. Ok, o să adaug și un video cum se vede acum noaptea afară. Și după o să o configurăm aici, între timp. Aici poți să o miști cu mâna, poți să-i pui un card, eu l-am pus înainte să deschid cutia. Cum adică?